Dragoș, felicitări! Prima victorie în play-off s-a lăsat mult așteptată? Da, s-a lăsat mult, dar noi am crezut. Eu cel puțin am crezut că trebuie să ne vină și nouă rândul, pentru că am muncit foarte mult, am trecut prin multe în acest play-off, am suferit, am și pierdut, am fost și egalați când poate meritam să câștigăm, am făcut puncte importante pe terenuri adverse, la Iași, la Buzău, la Dinamo. Și cred că meritam până la urmă și băieții meritau pentru că au muncit foarte mult și au dorit foarte, foarte mult să avem această victorie exact când am avut nevoie mai mare. Jocul etapei a crescut de la o etapă la alta, mai ales în ultimele, nu știu, 5-6 meciuri. Simțeau și ei că o să vină această victorie? Da, exact, cum ți-am spus, trebuia să vină la un moment dat. Mă bucur că a venit acum. E foarte bine, mă bucur că suntem cumva pentru ultimele două meciuri încă în cărți pentru loc de baraj, chiar suntem la mâna noastră, depindem doar de noi și e un mare avantaj. Vreau să rămânem modești, să muncim la fel de mult, să ne odihnim pentru că avem un meci peste 3 zile la fel de important și să-l abordăm cu aceeași atitudine, pentru că tot timpul le-am zis că avem o șansă, e șansa noastră fiind aici în play-off și vreau să profităm de ea. Despre jocul în sine, ce poți să ne spui? Cred că a fost un joc destul de echilibrat, un pic de... s-a simțit probabil presiunea pe ambele echipe, ținând cont că cu o victorie a noastră egalam la puncte, ei cu o victorie erau aproape la baraj, noi eram 99% scoși din calcule. Cred că am fost destul de exacti în multe momente. Echipa adversă nu a avut situații multe și clare, cam cum am fost în ultimele meciuri. Am avut și noi situațiile noastre, ocazii destul de bune și în prima repriză, în a doua repriză cred că am fost un pic mai pragmatici și ne-am văzut interesul, adică să reușim să câștigăm meciul. Iată, Unirea a reușit din nou să înscrie și totuși încă mai e loc de goluri, nu? Da, mai e loc, bineînțeles, că și azi am avut una, cel puțin două, una foarte mare cu Fulga, dar eu văd partea plină a paharului la modul că de vreo 6 etape am luat doar două goluri, ținând cont că am avut adversari buni, cel puțin în deplasare, și am luat două goluri din nimic, nu știu cum să-i explic, chiar din nimic. Și mă bucur că la nivel de organizare, ceea ce am suferit noi în timpul sezonului, stăm mult mai bine. Adică sunt deja 4 meciuri din 8 fără gol primit, noi n-am avut un tot ca sezonul regular, decât un meci fără gol primit și acum în play-off suntem mai bine și mă bucur și că am înscris, că am câștigat. Dacă am câștigat cu 1-0 sunt mulțumit. 4 egaluri și o victorie sunt 7 puncte în 8 etape, da. E mult, e puțin? Cum? E potrivit, e exact ce aveam nevoie, s-au parcurs niște etape de care noi aveam nevoie. Începând cu acest play-off, am parcurs niște etape importante pentru noi ca echipă, pentru noi ca oameni și acum cred că am învățat suficient de multe lucruri și aș vrea să continuăm la fel și ultimele două meciuri. La final a fost bucurie mare în vestiar, am auzit și eu pe băieți, tu ce le-ai transmis? Felicitările mele pentru efortul pe care l-au depus astăzi, pentru dorința cu care au ținut de fiecare minge, de fiecare metru, de victorie până la urmă, de avantaj. Am învățat să ținem de avantaj, pentru că la meciul cu Steaua am fost un pic naiv în ultimele 7-8 minute, deși aveam meciul în mână. I-am lăsat să se bucure acum, bineînțeles că trebuie să se bucure, dar le-am spus că după de seară se odihnească foarte bine, chiar o să fiu foarte atent ca ei să fie toți acasă cât mai repede, pentru că deja de mâine trebuie să ne gândim, nu avem ce face, ne gândim la meciul de luni. Până la urmă e frumos că avem meciuri și meciuri interesante pentru noi, să ne gândim de mâine, analizăm foarte bine meciul cu Iași și bineînțeles să vedem cum o să abordăm ultimele 10 zile din acest play-off.
În acest moment, Unirea e pe locul 5, pe loc care duce la baraj de promovare în Superliga României. E prea devreme, poate, să te gândești la baraj sau... Intrând în play-off, ne-am propus obiectiv, în primul rând, dacă putem să ajungem pe un loc promovabil direct, pentru că eram la 4 puncte. Apoi, trecând etapele, am zis că vreau să jucăm tot mai bine și să vedem ce putem face, dar cu speranța, bineînțeles, dacă nu s-a putut un loc promovabil direct, cu speranța unui loc de baraj. Deci ăsta a fost gândul nostru în permanență, nu ne-am abătut de la el niciodată. Nu i-am lăsat și să se abate de la acest gând. Și bineînțeles, stând la mâna noastră, mai având două meciuri foarte importante, 6 puncte puse în joc, noi sperăm. Vreau să jucăm bine, vreau să fim la fel de motivați, la fel de răi, pentru a ne atinge obiectivul acesta intermediar din acest play-off, adică atingerea barajului. Îmi doresc foarte mult pentru ei, pentru noi, pentru suporteri. Și aici vreau să fac o paranteză că fiind și joi seară, oamenii sunt la lucru. A fost din nou multă lume, consider, pentru o zi de joi, după amiază, la Dej, multă lume. Le mulțumesc pe această cale și îi apreciem foarte mult. Mi-aș dori ca luni, pentru că e un meci foarte important pentru noi, să fie stadionul plin, pentru că luni avem din nou o șansă foarte mare de a face un pas înainte, iar cu ei alături suntem 12 și suntem mai buni, cred eu.